Dăm la Learning, Start. Tot timpul suntem culoarea de jos, da? Deci albul a mutat calul din F1 la H2. Vedeți că arată cu galben ce a mutat. Și noi suntem cu negru. Ce mutăm aici? Deci, după cum vedem, regele ăsta e foarte, foarte expus. Dar totuși avem o figură în minus. Dar figura asta lui în plus e la mama naibii pe partea altă. Ce jucăm aici? Aici, aici, aici. Bună, Andrei! Bună! Bine ai venit! Hai că facem întâi niște exerciții până ne uităm la partidă. Deci negru e la mutare, Andrei, aici. Vruc călin neapărat exerciții. Cal G4. Păi are una, două, trei, patru, cinci bătăi pe el, căline. Care cal? Din F6 sau din E5? Și nu ameniți nimic cu cal G4. Uite, nu. Try again. Cum, Doamne, iartă-mă, cal G4. Ce simpatic ești. Eu mă uit la dama ia pe H4, dar tot nu văd continuarea. Văleu, dar asta e grea rău de tot. Să-i schimbăm dama? Dacă îi schimbăm dama, ce, Doamne iartă-mă, mai avem? Că nu mai avem nimic. Dacă vrea să o schimbe el. Eu știi... Nu, am impresia că e turna 2. Să-i dăm mat așa. Da, e Călin Mărculescu, Andrei. E Călin. Ziceți, turna 2 e bună? S-a menit turna 3. Ce dacă îmi bate dama? O să bag cu pionul și o să iau un tur. Cred că turna 2 e. Aoleu, try again. Ia să-i dăm un hint aici. Ce trebuie să mutăm? Dama. Să mutăm dama. Unde, Doamne iartă, mă mutăm dama? Andrei, participă aici că ne-am prins urechile ca mârtanii. Păi atunci n-ai decât să schimbi dama. Și acum să joci turna 2. Vezi? Nu, damă H4, nu. Deci eu văzusem ideea cu turna 2, dar zis să schimbăm întâi dama, dar eu nu mă supăra dacă schimbă el dama, că luam cu ăsta și făceam luft.
Iar, a, și acum dă-te turnul, săracu, ca să nu fie mat. Puf, și pe urmă bat aici. Da. Sofi, tu mai ești cu noi, da? Damă G1, foarte bine, Sofi, ești o dulce. Ce a mutat? Pion B6 ca să scoată nebunul. Ce mutăm aici? Dacă a mutat pion B6, ce i s-a slăbit? E, damă de 4. Vrei să spui damă de 5? Damă de 5, corect. Credeam că... Și a rămas cu o piesă în plus. Da, am înțeles, Andrei. Am înțeles ideea. Cale 2. Nici nu vedeam regele alb unde e. A, ne dă-te șah. Da. Acum a văzut. Vâleu! Vedeți că dacă vin rege H1, are damă în H4, mă face bombe. Nu, Andrei, care damă în H4? Trebuie să-i băgăm turnul în față. Ca să nu mai vină, că oricum avem de unde să-i dăm, avem un cal în plus, da? Dar dacă jucam rege H1, după damă H4 eram mat. Da? Ce a făcut ăsta, bibiloiul ăsta? Deci avem două turnuri și el o damă. Vai, vai, vai. Asta. F4. Asta e, jucăm turna 4. Și dăm șah. Și mai dăm un șah. Și luăm damă. Am fost vulpașini, da? Dacă nu ne lua turnul, îi dădeam tur H3 mat. De-aia fu forța să ne ia turnul. Nu avea șah cu dama. Iar dacă muta altundeva, aveam tur H3, șah și mat. Rege în centrul tablei, linia 4, erau regi în opoziție, da? Scuzați-mă că o făcui prea repede, adică ăsta o făcut prea repede. Și nu n-o înțeles răți. Dacă nu... Da, o înțelegeți voi că sunteți niște dulci. Ce jucăm aici? Asta pare simplă, nu? Îi închidem diagonala și atacăm dama. Nebun H2? Cu ce idee călinești după ce ia? Uite, na. Nu e bine. Deci eu spun să închidem dama. Ip. Ai văzut? Deci am atacat dama și am închis-o. Și acum să vedem ce jucăm. Dama F2, Sofie, e dama în față și ne bate cu nebunul. Poate să ne bată și cu turnul, care trei apărări. Nu, deci i-am dus dama la mama naibii. Poate dama F3 eventual, dar ia să vedem, stai un pic. Ce ai mă cu nebun H2? Ai piesă de atac.
Deci damă F3 aici. Exact. Și acum îi batem, nu? Și acum ce? Acum îi batem și post. Și batem și post. Ha! I-am făcut curățenie, da? Bun. Ia să vedem aici. A jucat B5. Ne-a atacat nebunul. Observați, din deschidere aici, când te uiți, îți dai seama că negru a abordat greșit deschiderea, da? Deci, practic, el a făcut foarte, foarte multe mutări de pioni. Regele încă este în centru. Da. Regele încă este în centru, deci noi trebuie să provocăm lupta aici. Dar cum o provocăm? B5. Eu zic că jucăm cal D5. Oh. Dar de ce nu merge? Nebun B3? Nu, tu. Aici, Andrei, trebuie să profiți de avansul de dezvoltare. Nebun D5 ni-l bate. Nici asta nu-i bună. Ah, ba da, uite. Da, și după damă D5. Era turnul de aici, am încalat pureci. Da, 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 da. Scuză-mă. Scuză-mă. Da, era turnul din A8. Bravo, Căline. A jucat nebune 2, ne-a dat în damă. Din nou, asta pare de copii mici. Cale 3 șah, nu? Și când ne bate cu dama... Cal F2 joacă rege C2. Deci cale 3 ne bate cu dama. Și ia cu nebun. Vezi, Andrei, vezi că tu aici ai o tură minus. Deci dacă joci cale 3, într-adevăr câștigi. Deci... Corect, Căline. Deci cal F2 și cal D4. Bravo, Căline. Vrusei, dar stai un pic, și cal D4 e ciudată. Că-mi dă dama. Stai că-i cu contra aici. Deci încă o dată, cal F2... Da, Căline, și îmi bate cu dama, cam și eu, uite, fii atent, cal F2. Când joc rege C2, cal D4, îmi bate cu dama, că și tu ai damă în priză. Deci asta se face piesă torpilă, că știu că ți-au și eu dama pe urmă. Hai să ne uităm la toate mutările candidat. De exemplu, acest damă C2, șah. Damă B3. Damă C2. Cal F2. Și nebune 3. Ăsta este. Deci fiți atenți aici. Damă B3. Cal F2.
Și acum la rege de 2, nebune 3, mat. Vezi, vedeți cât de ușor putem să pierdem maturile. Deci primul lucru în astfel de poziție, ne uităm după variantele forțate, da? Deci când îi dădui damă B3, fu forțat la damă C2. Când îi dădui acest cal F2, e forțat la rege de 2. Și pe urmă vine nebune 3, șac și mat apărat de damă. Sau merge și damă E3, dacă vrei. Deci ori nebune 3, ori damă E3, da? Bun. Totul e să-i acoperim câmpul, să-și acopere singur câmpul C2. Să-și îl blocheze. Așa. Albu a jucat calea pe 4. Asta este de copii mici. Da? De șah, șah, de la tata. Da, aia făcut rău. Mai să vedem cum continuăm de aici. Nebun G2, rege E2, damă F3. Nebun G2. A, asta e ușor. Acum e ușor. Hai băști. Matu cu super epoleți. Dacă tu zici. Ia uite. Asta e din deschidere. Ce deschidere o fi asta? Două, de jucă cal F3. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Deci suntem egali. E o siciliană cu G3, nu? Deci deschisă, dar cu G3. Cale 5. Corect, Andrei. Cale 5 și am luat o piesă. Șah, tătic. Stai cu minte. Ca aici suntem super apărați, da? Bravo, Andrei. Ce avem aici? A jucat rege E6. Simplu, nu? Bye, bye. Nu B3, Andrei, că B-ul era C-ul, trebuie să-l împingem. Andrei, dacă împingeam B3-ul, la un moment ni-l ataca din spate și ne forța să-i punem pe alb. Deci C-ul împingem. C4, C3, C2, la revedere. Ai înțeles? Deci, las că nu e mare problemă, că, dar trebuie când să facem mai... Știi de ce suferim aici? De prea puțin exerciții în final. Într-adevăr, deci finalurile sunt puțin mai complexe. Ia uite-și pusă turn de 2. Putem să-i batem? Nu, că nu-l mai prinde nici cucu pe ăsta. Dar ce jucăm? Aba, îl prindem. Stai, cum nu-l prindem? Deci nebunea pe D2, ce D2, cale 3. Și l-am bătut. Hai. Puf. Puf. Stai cu minte. Și aici suntem câștigați, da? Toată lumea a înțeles? Într-adevăr, el o să ne ia pe ăștia doi, dar noi puf, puf, puf și ăsta ne câștigă. Pion A6. Păi împingem. Și cal B3. Și dam. Vai ce bun suntem, nu? Nebun G4.
ce mută asta aici, fratele meu? Asta ca fapt divers, de ce nu ne dă te șac și damă? Trebuie el să joace nebun ghepar. Păi da, dar ne bate cu dama. Deci când luăm cu calul, ne bate cu dama. Hai să calculăm, Andrei. Deci calea pe G4, dama G4, turn G4. Că dacă da, sau dama G4. Cal F6, rege D8, cal G4, turn G4. Și ce mai avem pe tablă? A, rămâne încă o piesă în plus, da? Dama G4 nu merge căline direct, că ne dă șac și damă. Căline, uite-te la calul ăsta. Deci nu poți să bați direct, că îmi dă șac și damă, râde de mine. Deci calea pe G4 e corect. F3, ha, ha, ce hoție. Vrea să fug și iar să ne dea șac și damă. Pleacă și tu de aici. Și a rămas cu o piesă în plus, da? Bun. Rege E8. A fost în șah. Da, ai făcut bine, da, corect. Deci aici am putea să-i luăm o piesă, nebunul de aici, da? Să-i dăm șac, rege de șase. A, nu merge, nu merge, că are și rege C6. Opa! Înseamnă că trebuie să ne băgăm calul ăsta cu șah aici, să nu mai poate veni pe aici. Dar vine aici. Stai un pic, că-i... Da, Andrei, dar dacă vine la E7? Păi uite, vezi că vine la E7. De-aia. Stai un pic să ne uităm la variante forțate. Deci turn G8. Rege D7, forțat. Ca să nu-l piardă pe ăsta. Turn G7, rege C6. Ia fiți atenți, am impresia că trebuie jucat turn G7. Dar nu, că n-ai nicio amenințare. Cal G7. Păi da, da, iese. E înceată, căline. Nu vezi că nu merge. Uleu, 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 uleu. O făcură în căline, nu merge. Păi vine la D7, Sofi. Stai să nu ne mai grăbim. Că vedeți, noi avem... Avem un nebun în minus aici. A, uitați ce ușoar cred. Da, nu, 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 turn de 1. Ia uite, bă, nici asta. Ce naiba, ce trebuie să mutăm aici? Calul. Cal G7. Dar de ce trebuie... A, ia uite ce tântălăi suntem. Vai, ce slăbănoci suntem. Vai, ce mie mi-e rușine. Da, 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 da. Ai dreptate. Și Sofi spusă, săraca Sofi, bravo, cal G7. De Sofi, tu văzuși matul ăsta, da? Vai, cât de slabi putem să fim.
Nu turnul din F1 la F6, deci trebuia cal G6, turn E6. Da, Sofia zise, exact. Felicitări, Sofie. Ce-a mutat rege aici? Rege la F8. Uleu. Trebuie să-i luăm turnul, nu? Și acum să-i dăm șah. Eu. Păi da, dar ne scoate damă. Hai că suntem bolșevici mici. Ia uite. Avea matul lui Boden. Nu luam turnul, că ne scotea damă, Andrei. Da, Sofie, știu. Te rog să mă scuzi. Primești scuzele mele? Deci aici ai mat. Of, ce profesor sunt și eu. Ia pe asta vă las să o faceți voi. Asta e o poziție tipică de mat. Mat în trei mutări. Corect, Andrei, foarte bine. Dama ia pe H7 și nebun F8, da? Și mat. Bravo, Andrei. Bravo, Sofie, mă bucur. Bun, aici avem... Ce avem? Suntem cu negru. Da, Căline, bravo, da. Da, hai să ne uităm acolo la finalul ăsta. Deci suntem cu negru și pionii noștri se duc încolo, da? Ce zice aici teoria 2? Pion pe linia 6 sunt mai tari decât un turn, da? C6. C7, D7. Bye-bye. Rețineți asta, da? Deci doi pioni ajuns pe linia 6 sunt alături unul lângă altul, sunt mai tari decât un turn. Deci turnul nu se poate sacrifica decât pe unul singur, iese al doilea, în schimb. Așa. Da, ai dreptate, F3, Căline, corect. A venit ambulanța la tine? În stradă? Acum a plecat. Andrei, tu îmi dai emoții mie. Știi ce înseamnă a venit ambulanța la mine? Că a venit ambulanța special pentru tine. Doamne, iartă-mă. Puteai să spui și tu, se aude o ambulanță pe afară. Ia, hai să revenim înapoi. Deci am mutat cal H5. Mamă, ce poziție complicată aici. Știu, mi-am dat seama. Ia, ce jucați cu albul aici? Nu iei turnul, Andrei. Cum să iei turnul? Dă-l încolo de turn, că vine calea pe E5, te ia... Deci uite-te ce punct slab e aici și ce baterie frumoasă e aici. Ăsta stă degeaba aici, adică îți obturează ție. Dar dacă îl muți atacând dama, ia uite. Ups! Șah! Salut! Da? Foarte bine. Felicitări. Deci trebuie să vedem neapărat să le simțim așa punctele de atac. Bun, asta e final. Aici să vedem ce putem, Doamne iartă-mă, să simțim. Aoleu, și suntem cu negru și avem un cal și un pion, dar el are doi pioni. Și el vrea să scoate remiza aici, da?
Dar noi fiind la mutare, îl batem. Cum îl batem? Hai, planul de joc. Care e simplu? Hai. Foarte bine, Andrei, calce 5. Cala 4. Opa. Calce 5. Și când vine rege B5, calde 7. Deci acest pion trebuie apărat tot timpul din spate, da? Deci să nu cumva aici să faceți greșeala să vă duceți să-l luați pe ăsta. Că o să vă joace rege B5 și vă pică pionul. Aici forța dumneavoastră de atac este acest pion. Dar el trebuie apărat cu calul din spate. Ca în momentul când îi face atac dublu aici să nu te intereseze, că nu poate să-ți bată calul, că ăsta zboară ca din pușcă. Dar dacă e apărat de cal din față, aici merge atacul dublu, că îți pică ori calul, ori pionul. Și e remiză, da? De aceea am jucat aici cala 4, cal C5, ca să-l duc la D7. Bun. Pion G5. Ne amenință mat, nu? Sau aproape mat, că totuși e așa, nu? Rege H4, damă de 8, șac și mat. Deci dacă ar fi el la mutare, ne-ar da șac. N-am avea decât rege H4, damă de 8, șah, n-am avea decât rege H5. Am mai făcut-o? Și ce am jucat atunci, Andrei? Dacă spui că am mai făcut-o. Eu nu mi-aduc aminte de aia. Adevărul e că eu la cât am jucat nu mai mi-aduc aminte și sunt... Da, data trecută. Dacă tu spui că ai mai făcut-o, înseamnă că ți-aduci aminte de ea. Ce jucăm aici? Andrei, nu te contrazic. Prințișorul meu, nu te contrazic. E posibil să o mai fi făcut. Dar ce jucăm? Deci fii atent, el are amenințare. G4, șah. Rege H4, damă de 8, să batem în G5, nu? Uite că e greșit. Cred că trebuie să jucăm turna 8 aici. Da, da, da. Aoleu, turn B2. A, și acum, bă. Și acum venim aici. Ia uite ce tântălăi suntem. Păi de ce nu ți-l iau? Scuze. Iau calul, da. Dama 6. Asta e așa de ușoară că mi-e și rușine. Aba, nu-i ușoară, stai un pic. Stai un pic, că n-are, are damă C6. Opa! Dar totuși asta este, nu? Bat așa. Și joc rege F8. Și dau contrașah cu mat. Puf! Ha! Bine, Sofie! Vai, ce fată gospodină avem aici!
amestecă bine acolo, da, Antigae Sophie? Uite, combin utilul cu plăcutul, da? Utilul e amestecat în tigaie și plăcutul este lecția. Amestecă, Sophie. Deci a jucat damă B8 și a apărat nebunul de aici, care la rândul lui apără aici. Ce jucăm aici? Puf, puf, puf. Vă las pe voi. Ai, Andrei, te rog frumos, nu fi răutăcios. Tur H7. Și pe urmă damă F7, da? Și la rege H8. Eu la... Da, dar nu văd... Gata. Și acum ce mai jucăm? Tur de 7. Uite că nu e, că mă ia la șahuri. Mă ia el, mă face mat. Mă ia așa și îmi dă mat aici. N-am de rege H3, tur H2. Of, mă iau eu după voi. N-am decât damă pe 6. Și dăm aici. Dar asta e remiză. Pe cuvânt, dacă nu-i remiza asta. Da, da, asta e remiză. Îi dai șac de multe ori, șac e etern, da? Pof, 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 pof. Deci, practic, aici, în albu, noi cu albul luptarăm pentru remiză. Dar să știi că asta trebuia să ne spună de la început, nu? Noi ne uităm la după câștig de obicei. Că ne place să fim vulturi. Da, ce jucă? Damă F4. Ne ameniți aici, nu? Păi ne ia calul, Călin. Găline ne ia calul acolo. Uite, să nu crezi, ia. A, ba da, ai dreptate, da. Și damă H8. Da, și damă de 8, ai dreptate. Da, 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 da. Scuze, scuze, scuze. Bravo, Găline, ai gândit corect. Da, nu am văzut. Ce a făcut? A bătut aici. Deci bat, bate, bat și bate și el aici. Dar dacă bat și joc cal aici, a pierdut o piesă, da? Și damă de 8, da, Căline? Aici. Turnea pe G2, da? Au, au! Au, 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 au.
A, uite ce simplu e. Da. Scuze, din nou scuze. Da, Andrei, ai dreptate. Damă G4. Da. Când nu trebuie, mă grăbesc. Da, ce jucați aici? Corect, asta am mai făcut-o, Andrei, nu? Auzi, ia stai un pic. Ia stai un pic, că văd că se mai și repetă. Stai să dăm pe puzzle pe alea ale mele. Da, Căline, uite, acum, dar fii atent, Căline. Deci, acum, vezi că sunt curated. Deci, aici nu-mi convine să-mi dai bombe. Da? Hai. Deci, ai jucat turn de 8. Zic, Căline, ce joci aici? Să nu te prind că-mi dai bombe aici. Toată lumea puteți. Dar vedeți că aici, asta e cu rating, adică e cu punctaj. Punctajul meu e 2506. Dacă greșesc acum, că eu de-aia le dădeam pe exerciții. Acum nu mai e că exerciții, e cu rating. Deci dacă greșesc acum, îmi scade. Și eu nu vreau să-mi scadă. Păi de ce damă de 8, Doamne iartă-mă? Dai dama pe ce? Pe două turnuri și un pion? Bine. Uite. Ia uite cum scăzui 10 puncte, vezi? De la 2506 mă făcui 2496. Of, 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 of. Dar asta e greșeala mea, știi de ce? Că sunt ale mele exercițiile. Păi, dar eu am în priză, el are în priză, tu. Nici cal pe 7, nici cal C4. Cal C4, turn de 1, turn de 1, BC4. Cal C4. Cal pe 7 nu merge, Călin, uite, hai dă-o încolo de treabă. Hai să vedem rezolvarea, că și așa nu mai. Deci, e damă G4. Următoarea. Damă G7, șah. Văleu. Aici totul e să scap de șahuri, da? În momentul când scap de șahuri, nu la F4 Andrei care turn F8 și când bate, bate cu dama. Exact. Hai să ne uităm la rege H4 sau rege H5. Rege H. Rezolvare. La F4 trebuia să mă duc. Dar nu înțeleg de ce.
Păi da, mă, Andrei, dar eu nu înțeleg de ce asta e bine. Păi cum scap eu de șahurile astea? Joci rege de 3? A, da, joci rege de 3. Da, ai dreptate. Scuze. Mă duc să-i în jos. Nebunea pe B2. Două, patru, șase, opt. Două, patru, șase. Deci avem doi pioni minus. Înseamnă că trebuie să atacăm vașnic aici, da? Dar cum atacăm? Păi știu, Căline, că sunt prea grele. Până acum zisești că acum facem și noi și acum zici că sunt prea grele. Eu mă gândesc așa. Dacă n-ar fi nebunul meu aici, a jucat damă H7 și damă F7 mat. Am impresia că aici e nebun F8. Ați văzut? Că n-a durut? Ne dă-te un pion. De ce nu poți să-l bag cu damă? Poți să-l bag cu damă. Și acum damă H7. Vezi, Căline? Ia câte puncte îmi dă-te? Aoleu, îmi dă-te un punct! Vă jurați de ce sunt așa de... Nu prea-mi vine să le fac pe astea. Deci fac un exercițiu, îmi dă un punct. Greșesc cum exercițiu, îmi ia 10 puncte. Vai de capul meu! Da, Andrei, așa e, râs de mine. Deci îmi dă un punct și mi-a 10 mârtanul ăsta. E un răutăcios. Deci are damă în plus aici, da? Da, da, asta e ușoară, da? Hai să-l facem praf. Puf! Oh! Adică era unica, stai așa, ce zisei? Oh! Scapă? Da, plus 1 și minus 10. Asta e viață? Cu ce luăm aici? Cu pionul sau cu calul? Normal că luăm cu pionul, nu? Stai un pic. Deci dacă luăm cu nebunul, ia cu calul, că n-are ce muta. Luăm cu pionul, rege e 6. Dar cu orice luăm, turn C6, șac și mat. Care-i diferența? Nu, trebuie să luăm cu nebunul. Dacă luăm cu pionul, fuge mârtanul în spate, uitați-vă. Da, corect, Căline. Deci trebuie să luăm neapărat cu nebunul. Și acum luăm cu pionul, și acum mai dăm turn C6, și acum mai dăm mat. Ia, 10 puncte ne-a dat. Yeee, 16! Vai, m-am mai scos, da? Deci pierdui 21, dar a făcut și eu 17 puncte. Hai că mai trebuie să mai recuperăm 3 puncte, da? Bravo la toți 4. Ai văzut, corect. Calia pe B7. E ura. Da, da, ura, dar ce facem aici? Exact. Aici îl prindem pe puf un... Îl prindem pe puful în...
Îl prindem pe puful în cursă, nu? Exact. Rege E8. Au! Trebuia să mut rege E7. De ce nu-ți pus ăși? Tu o făcui din mână. Rege E7. Ia uite ce bolovan am fost. Oh! Aici ce trebuie să joc? Așa, da. Ia uite ce. Rege ce o corect, Andrei, da. Fira la un naiba să fie. Da. Iar scăzui, vai, câte mi-a scăzut acum. Vai, câte mi-a scăzut mărtanul ăsta. Nu am fost atent, Andrei. Și dacă nu ești atent, plătești. Sunt de acord cu tine, Andrei. Zi, Andrei, zi că eu intrai în pasă proastă. Batem, nu? Că eu nu o văd ușoară deloc. Hai să bat. Eu te numi Lobolovanu. Cum da mă ia pe H2 tu ce ai? Păi ne lua cu regele ce ai? Păi mută rege pe 1, nu vezi? Și acum rege E3, damă G3, nu? Sau rege 1, damă G3. Îmi dă-te 2 puncte ca la Milog. Of, 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 of. Ia să vedem ce a jucat aici, nebun C3. Aici e chestia cu nebunii de culori diferite, știți cum e? Partea care atacă are o piesă în plus. Mie mi se pare că da, știu 6, dacă linia asta e ultima. E 6, dacă vrei poți să pleci. Hai că asta e ultima oricum. Deci dacă jucăm damă F5, îi dăm mat ori aici, ori aici, nu? Corect. Dar uite că jucă F4 mârtanul. Și la rege F2? Hai să vedem rezolvarea. Și plecăm acasă. Damă ce... A, damă ce 2 cu mat imparabil pe G2, doamne. Da, da, da. Bine, hai, vă pup pe toți, o seară plăcută. Îmi pare rău că n-am putut să... Dar am fost foarte puțini. De aceea n-am putut să facem. Să știți că vă arătam o partidă superbă. Poate weekendul viitor vom reuși să vă arăt partida asta, da?
alu Kasparov Kutopalov. Pa, la revedere! O seară plăcută, pa!